Salut, dragi prieteni, cu voi este Nicolae și în acest video, dragi prieteni, vom vorbi cum am câștigat eu dintr-o singură tranzacție 24 de dolari. Am făcut în așa fel și chip, am combinat strategia mea care eu am de tranzacționare plus order blocurile și acum le testez, dragi prieteni, am deja două tranzacții în plus, totul funcționează foarte, foarte Bine, la momentul de față, da, poate puțin să nu înțeleg totul destul, destul de bine și destul de clar, să zic așa, însă văd că funcționează și am să vă dau e, explicații de ce am deschis eu acea tranzacție și am să vă arăt la finalul acestui video plusul, adică banii pe care am câștigat. Aici, dragi prieteni, avem un suport și dacă vom trage atenție pe un timeframe mai mare de 30 de minute sau de H1, în această regiune, dragi prieteni, noi am avut un trend, așa a fost un trend crescător, o clipă vă rog, așa un trend crescător pe care, crescător pe care prețul scădea, da? Și eu am găsit acest uh, order block, dragi prieteni. Uh, vedem acest order block. Eu l-am luat, acesta. Uh, dacă să ne uităm pe taie mai mari, vă zic așa se vede order block -ul. Așa este order block -ul. Și eu am trecut pe un timeframe mai mic, dragi prieteni, de M5. Și pe M5, dragi prieteni, uh, la fel, vedeți aici, eu am socotit că acesta este order blocul dar pe un time frame mai mic, a fost creștere cu două lumânări foarte pline și după care vedem descreșterea eu am pus o limită dragi prieteni în această regiune unde vedeți voi și vedem cum prețul a ajuns la limita mea mi a luat limita și am luat take profitul meu pe care eu mi l-am dorit dragi prieteni și am luat așa stop plus avem să am minus 1%, take profitul 3, da? Se primește 3 la 1, da? Vedeți și aici arată. Și, dragi prieteni, funcționează. Asta este prima mea, să zic, tranzacție care am deschis, o am analizat foarte bine, am luat profit. După care am mai deschis o tranzacție, dragi prieteni, la fel m-am orientat după order block și tot așa mai departe și la fel, dragi prieteni, am luat alt profit și profit foarte, foarte bun. Eu la un depozit, dragi prieteni, care aveam la momentul de față, aveam undeva vreo 59 de dolari pe Binance, da? Și uitați-vă că am câștigat 24. Vedeți, acesta este doge. Doge, aceste două am fost închise pe bucăți, dragi prieteni. Prima a fost închisă cu 8 dolari, după care următoarea cu 16. Și uitați că așa am deschis poziția, foarte uh, simplu, am făcut analiza foarte bine, am analizat, tăi profitul am pus care trebuia, stop loss deja, după cum vedeți, uh, voi 3 la 1, eu mereu am, așa, strategia mea, de multe ori îți primești 1 la 4. Uh, altă, altă tranzacție, pardon, dragi prieteni, a fost această tranzacție. Uh, această tranzacție care am luat 26 de dolari pe Matic. La fel, la fel m-am orientat după order blog, după tot, 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 dragi prieteni. Uitați-vă. Aici am avut tranzacția mea. stați o clipă că da, aceasta a fost tranzacția mea. Dar ea a fost deschisă undeva aici, în această regiune, dacă nu greșesc. Da, și la fel, dragi prieteni, am făcut uh, analiza pe un time frame mai mare, dragi prieteni, și la fel am luat, după cum vedeți, take profit. Și take profit foarte, foarte, foarte bun, dragi prieteni. Foarte bun. Uh, am să încerc să vă mai spun totul detaliat uh, pe înțeles tuturor referitor la strategia mea plus acest order block, da? Fiindcă cu order block încă și eu la fel nu cunosc totul, totul detaliat, eu testez acum, uh, dar se primește, dragi prieteni, și într-adevăr succes uh, este, da? Și uitați-vă că așa am luat eu profit și am luat profit foarte bun din prima tranzacție și chiar din a doua tranzacție. Cu voi a fost Nicolae, dragi prieteni. Pe curând, baftă-vă ceva întrebări, lăsați în comentarii. Pa!